Războiul politic și administrativ dintre Primăria Roman și conducerea Consiliului Județean Neamț a apărut dintr-un exces de orgolii ale președintelui Ionel Arsene și profesorașului deputat redistribuit din resturi Laurențiu Leoreanu a ajuns într-o fază aberantă, aceea în care cei doi oameni politici își caută nod în papură pentru orice, în detrimentul locuitorilor Romanului. În ultima conferință de presă în calitate de primar, Laurențiu Leoreanu a explicat presei locale cauzele războiului deschis între Ionel Arsene și conducerea Primăriei Roman. Păi cine a declarat războiul, nu trebuie să-l ducem, ce facem? Nu punem în balanță numai 482.000 de lei. Pe lângă spital punem și toate celelalte alocările bugetare, toate le punem. Toate le punem. Da. Nu știu. N-am făcut un calcul. Da, da. E mai mare. Da. Eu zic așa. Păi, dar nu vreți să vă explic? Cum a zis domnul președinte cu spitalul? Să vină domnul primar să discute, nu? V-a zis așa sau nu? Răspundeți-mi dacă tot... Da. Să vină domnul președinte să discutăm. Și găsim soluții. Corect? Și găsim soluții, rezolvăm. Fostul edil, șef al Romanului, recunoaște faptul că războiul politic dintre Consiliul Județean și Primăria Roman s-a transformat în unul administrativ cu repercursiuni grave asupra municipiului de la confluența Moldovei cu Siretul. Dar aici nu mai e război politic. Aici e război administrativ acum. Da, păi da, asta vreau să zic. Acolo este un lucru, nu vorbim, vorbim așa de... În fizică este un principiu acțiunii și reacțiunii. Când împingi cu o forță de sus în jos, să se răspunde de către obiectul apăsat cu aceeași forță egală ca modul și de semn invers. Dar nu este chiar nu este. Dar acolo unde ai majoritate... Cum? Nu. Acolo vorbim că... Nu e niciun pericol. Are timp. S-au făcut licitațiile, s-au terminat. Dar zona 2... Nu, dar zona 2 Roman. Eu mă gândesc la Roman. Sunt primar de Roman, da? Zona 2 Roman e rezolvată? Nu. Nu, eu vorbesc din Roma, când am să fiu deputat din Neamț, am să vorbesc din Neamț. Acum eu sunt primar din Roma, vorbesc de calitate de primar din Roma. Mi-e mai aproape cămașa decât cojocul. Fostul edil șef al Romanului a atras atenția că municipiul nu dorește decât să fie tratat nediscriminatoriu spre binele cetățenilor, să invocând dreptul la dezvoltare echilibrată a fiecarei zone în funcție de necesități și nu după culoarea politică a primarilor. Deci noi suntem deschiși la dialog. Pe subiectul ăsta nu s-a purtat nicio dezbatere. M-ați înțeles? Deci suntem deschiși. Dacă domnul președinte e dispus să dialogăm și să găsim soluții împreună, noi ne declarăm deschiși să colaborăm. Ce vreți mai bun de atâta? Nu spunem, noi nu stăm de vorbă. Noi nu colaborăm. Noi vrem să colaborăm. Colaborăm înseamnă că votați în viitoarea ședință? Dacă... Toate proiectele, adică tot ce se poate discuta în favoarea și abordarea echidistantă a fiecărei zone a Neamțului. Adică cum ați vrea dumneavoastră? Să stau cu căciula în mână și să fac pantofii, pentru că trebuie pe zona asta și Roma nu să lăt pradă tătarilor. Cred că acolo e în procedură. Ce e în procedură? Păi da. Păi că nu s-a aprobi... S-a modificat legislația. Că nu s-a aprobi, le aprobăm pe tot, le aprobăm și pentru Roma. Nu vedeți că Roma nu e rămas în urmă. Toate problemele apărute între Roman și Consiliul Județean ar trebui rezolvate, în opinia lui Leoreanu, prin găsirea de soluții comune pentru problemele administrative ale Neamțului. Orgoliile politice exacerbate ale celor doi lideri politici ar fi apărut după întâmplarea cu prăbușirea tavanului de la azilul de bătrâni de la Roman și necesitatea găsirii unei soluții imediate de amenajare a unui nou sediu. Nu facem ambiție. Suntem de acord să dialogăm și să găsim soluții comune pentru binele întregului județ. Nu știu dacă am zis rău. Da. Bună. Bună. A avut o atitudine bună și de conlucrare. Știți, vreți să vă dau amănuntul unde s-a stricat din nou treaba? Da. Vreți, nu? În momentul în care a fost problema cu azilul, am zis hai să căutăm să identificăm o soluție. Și eu le-am propus imediat și am fost foarte deschis cu clădirea de la psihiatrie. Da? Care are acoperișul făcut, are termosistemul făcut pe afară, trebuie amenajat în interior. Mai ales că a fost secție și satisface fluxurile de funcționare. Da. Bun.
totul a fost bine și frumos. Primim hârtii prin care ni se spune: suntem de acord cu clădirea, vă rugăm să ne-o dați în proprietate. Eu spun, clădirea este a noastră, proprietatea primăriei, nu pot eu să diminuiesc patrimoniu fără o motivație. Dar vă pot da în administrație gratuită, în administrare gratuită. Nu investim noi în clădire în administrare gratuită. Noi investim numai în proprietățile noastre, ni se spune. Zic, bun, dar uite, noi am făcut-o. Atunci, uite, am găsit soluția așa aici. Hai să facem prin simetrie. Cum? Păi, eu vă dau clădirea dumneavoastră în proprietate și dumneavoastră ne dați nouă clubul țevilor Petrotub, care proprietatea dumneavoastră își dată la administrare nouă, în proprietate. În care noi am și investit de altfel. Noi am investit acolo pentru poliții și evidența informatizată a persoanei. Acum, am făcut o propunere incorrectă, neonorantă. Deci ne dați și atunci ieșim și în bine în fața organelor de control. Am diminuat patrimoniul cu o clădire importantă a municipiului și am completat-o cu alta. Pentru că, noroc că am fost deștept și am făcut atunci proiectul ăla de hotărâre împreună cu domnul președinte Pruteanu, prin care clădirea clubului Petrotub îi dat în administrare gratuită primăriei municipiului Roman pe toată existența acelor servicii de poliție locală și de evidență informatizată în interior. Fostul primar Laurențiu Leureanu a propus un schimb absolut echitabil de imobile. Primăria Roman s-a arătat dispusă să cedeze Consiliului Județean Neamț clădirea din strada Florilor, în care a funcționat secția contagioase, la schimb cu imobilul în care funcționează poliția comunitară și serviciul de evidență informatizată a persoanei. Când se putea retrage administrarea gratuită, cu toată investiția pe care am făcut-o acolo. Bine, intram în proces, era altceva. Dar am zis, domnule, noi am făcut o investiție acolo. Ne bucurăm de ea. Vă dăm pe asta în care noi am făcut deja acoperișul și termosistemul și exteriorul și geamurile. Le-am făcut toate. Da? Noi vă dăm pe asta dumneavoastră în proprietate și dumneavoastră nu dați pe asta în proprietate. Nu-i de bun simț propunerea? A, nu vrem așa. Dar cum? Ne-o dați dumneavoastră pe aia dumneavoastră complet în proprietate și aia rămâne tot proprietatea noastră. Mă, așa nu se poate. Și de aici ar s-o străca treaba. Pentru că atunci, ultima dată, obținuse și ne-a zis, da, vă dau banii pentru aparatul de radiologie. Conducerea Consiliului Județean, prin președintele Ionel Arsene, din ambiție, a refuzat schimbul echitabil de proprietăți, care ar fi rezolvat în totalitate problemele ivite. Chestiunea este total blocată, ținând cont de faptul că în clădirea fostului club Petrotub funcționează poliția comunitară și biroul de evidență informatizată a persoanei, imobil care aparține Consiliului Județean, dar are o clauză prin care este dată în administrație primăriei Roman pe durata funcționării celor două instituții de interes public. Nu trebuie să faci compensare. Fiecare îți ducea pe... Cum? Ce argumentul au avut în tine? Că nu, pe aia nu. Nu vor să înstrăineze din patrimoniul Consiliului Județean. Asta a fost. Și am zis, dar eu vă dau pe asta, mi-o dați pe aia. Oricum voi pe aia nu puteți lua niciodată. Cât va fi poliție locală acolo și cât va fi evidența informatizată. Doar dacă vine tot un primar de-a vostru care mută de acolo poliția locală și mută de acolo evidența și în momentul ăla îi poți să-și ai clădirea, să-i fac un joc lor. Pentru că Petrotubul, când s-a făcut negocierea de privatizare, s-a spus se dă în atribut, nu se știa la anii 90 prea bine, în atribut autorităților publice locale nemțene. S-a interpretat pe cale de consecință că fiind nemțenii la Consiliul Județean. Deși sindicatele spun acum, puteți să le întrebați, și toți de acolo spun, domnule, noi am gândit-o deodată să o dăm la primărie, nu la Consiliul Județean. Dar apărând autoritate publică locală nemțeană, apare care nemțeană pe județ, Consiliul Județean. A fost o sincopă, a fost o afirmație gratuită la momentul ăla. Apariția acestui nou conflict instituțional între Roman și Județul Neamț a ajuns la apogeu în condițiile în care pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Județean din 22 decembrie a apărut un proiect de hotărâre prin care Consiliul Județean ar trebui să retragă parțial dreptul de administrare al imobilului de către Primăria Roman. Că proiectul va trece, nu rămâne nicio îndoială, de vreme ce mașinăria de vot a majorității PSD-PMP-ALDE va funcționa impecabil și de data aceasta. Decizia a fost luată de președintele Ionel Arsene ca urmare a unei analize
privind modul de folosire a spațiilor din fostul club Petrotub, sub pretextul găsirii de spațiu pentru azilul de bătrâni, fără să ne spună dacă amenajarea clădirii anexa clubului ar corespunde înființării acolo unei asemenea instituții care ar fi obligatoriu să coabiteze cu poliția comunitară și biroul de evidență informatizată a persoanei, unde există un trafic infernal.